Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat că instituțiile cu atribuții în domeniu ar trebui să înceapă încă de pe acum pregătirea pentru asigurarea încălzirii pe timp de iarnă. Nu cred că trebuie să ne pozăm pe Facebook în ianuarie cu centrala de Rumeguș de la Dorna și să-i compătimim pe dorneni, vai sărace ce greu o duceți, ce trebuie să discutăm acum, dacă au combustibil? Vă dau doar câteva exemple și sunt foarte multe care trebuie discutate. Am să vă provoc o chestiune. Ultima discuție cu mediul de afaceri. Au venit aproape 100 de oameni și oameni importanți. Sunt câteva probleme legate de treaba asta. Nu cred că suntem cei mai fericiți din țară, județul Suceava, ca mediul de afaceri. Dacă vă uitați, există un clasament al mediului de afaceri prietenos. Și vreau să înțeleg și eu de ce Timișoara, de ce Clujul sunt pe primele locuri. Bucureștiul pe 3 și noi undeva în coadă. Eu cred că fiecare dintre noi, începând cu administrațiile publice, trebuie să facem mai mult pentru a fi prietenoși cu mediul de afaceri. Și când spun asta, Doamne fer să nu fiu înțeles greșit, că ne referim decât respectarea strictă a legii, dar a fi prietenos înseamnă a fi mai deschis, mai cooperant și uneori să deschizi porțile investitorilor. Mulți se fie. Și împreună, cu ei trebuie să găsim niște soluții. Printre altele, Gheorghe Flutur le-a cerut șefilor de deconcentrate să comunice mai mult cu populația și în special cu fermierii. Pentru că suntem Suceava, suntem Bucovina și am un apel către toate instituțiile deconcentrate, respectându-vă statutul și independența dumneavoastră. Haideți să ne comportăm ca un județ turistic de grad zero, ca o gazdă permanentă. Și când spun asta, vedeți traficul de mașini și numărul de turiști care a început să crească foarte tare în județul Suceava. Și foarte bine, comportamentul nostru, și asta am spus-o și primarilor, trebuie să fie de județ turistic. Așa cum pe Valea Prahovei, cum în altă parte se întâmplă asta și la noi. Nu o spun care proș, dar o spun că trebuie să fim pregătiți 24 din 24 de ore să asigurăm servicii, să fim gazde prietenoase, să avem informațiile la noi. Prefectul Constantin Harasim a anunțat că președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, este invitat permanent la ședințele Colegiului Prefectural.